Nu, nu, nu. Centrul ne cere să desemnăm un candidat, un aspirant la funcția de președinte al Consiliului Județean. Atâta tot. Noi avem o procedură internă care este respectată, numai că n-am vrut să o aplicăm acum. Noi am dorit să aplicăm procedura noastră abia după ce cunoaștem compoziția Consiliului Județean, ceea ce înseamnă după încheierea alegerilor. Ei, s-a făcut o planificare a pregătirilor pentru alegeri la nivel central și în cadrul acestei planificări este prevăzut și că peste tot în țară se desemnează candidații la funcțiile de primar și candidații la funcțiile de președinte de Consiliu Județean și atunci nu putem noi să facem excepție, ni se cere să tranșăm lucrurile acum și noi. Prin urmare, vom aplica procedura începând de săptămâna viitoare și până la sfârșitul lunii vom fi în măsură să anunțăm pe cine susținem noi la funcția de președinte de Consiliu Județean. Pentru că nu trebuie să uităm că președintele nu candidează uninominal, ci după ce se stabilește componența Consiliului Județean, consilierii vor vota un membru al Consiliului pentru ca el să devină președinte. Câți candidați aveți la ora actuală pentru această funcție și care sunt ultimii intrați? Cred că 9, dacă nu cumva 10 ultimii intrați sunt Liliana Oneț. Iată, avem și o reprezentantă a genului feminin, Ciprian Bogdan și Alinica. Sunt trei persoane tinere, cum de altfel sunt și ceilalți care și-au anunțat mai devreme aspirația la funcția de președinte de Consiliul Județean.